Hristos a înviat, bună seara, stimați telespectatori, ne revedem ca de obicei la ora adevărului, emisiune cu și pentru dumneavoastră, emisiune în care părerea dumneavoastră este foarte importantă, de aceea în partea a doua așteptăm și intervențiile dumneavoastră telefonice și pentru că astăzi e sărbătoare, e de fapt cea mai mare sărbătoare a creștinității, vom vorbi despre această sărbătoare, iar părerile dumneavoastră, chiar întrebările dumneavoastră le așteptăm în partea a doua emisiunii, pentru că alături de noi îl avem pe preotul paroh Cristian Boloș, care ne va putea lămuri. Bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mulțumesc pentru invitație, domnul Victor. O, să zic așa, zile fierbinți în, în parohii, multe, multe slujbe, da. Oameni mulți și treabă multă, să zic așa, în calitate de preot paroh. Da, a fost o muncă asiduă, o muncă precedată însă de Săptămâna Mare. Pentru că în Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor s-au derulat de asemenea foarte multe activități, pe lângă pregătirea gospodărească pentru Sfintele Sărbători. În această Săptămână a Patimilor, credincioșii, foarte mulți credincioși, și-au îndreptat pașii spre Sfânta Biserică pentru a se pregăti și sufletește pentru slăvitul praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos din morți. Fiecare creștin știe, de fapt, că învierea Domnului reprezintă prasnicul prasnicelor, cea mai mare sărbătoare a Bisericii lui Hristos. De aceea se pregătesc toți, trupește și sufletește, pentru a-L primi pe Hristos cel înviat. Hristos cel înviat aduce cu sine lumina și fiecare persoană este conștientă de acest fapt și primește, receptează această lumină. Însă omul nu trebuie să se mulțumească doar să recepteze această lumină, ci trebuie să o transmită mai departe. De aceea și credincioșii, în Săptămâna Patimilor, au fost solidari cu Domnul Iisus Hristos. Atât cât au putut, au participat la patimile Mântuitorului. S-au solidarizat cu Mântuitorul Iisus Hristos, încercând parcă să ușureze patimile Domnului. L-am văzut pe Iisus Hristos arestat, l-am văzut judecat, l-am văzut răstignit după ce și-a purtat pe umeri crucea până pe Golgota, l-am văzut suferind între doi tâlhari, l-am văzut așezat în mormânt, toate prin intermediul bisericii și pe toate le-am privit cu ochii credinței noastre, cu ochii sufletului nostru. L-am văzut pe Hristos în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tată și cu Duhul Sfânt ca un Dumnezeu adevărat. L-am văzut înviat a treia zi plin de slavă. Și mare bucurie a fost în sufletele credincioșilor când au primit lumina sfântă a învierii. Și eu, în timp ce mergeam printre credincioși cu lumânarea aprinsă și cădind, mă gândeam la credincioșii care au venit și au stat ore întregi în biserică pentru a se mărturisi. Și vreau să vă spun, domnul Victor și iubiți telespectatori, că deși au stat o oră, două, trei, patru ore, nu au vociferat, au stat cu răbdare. Au vorbit și la locurile de muncă, șefii știau că vor întârzia și au stat cu răbdare până când s-au mărturisit și s-au împărtășit. Pentru că deci, putem spune că din acest punct de vedere sătmărenii sunt credincioși, sunt disciplinați. Evlavioși, da. Și disciplinați, da. Până la o urmă. O calitate e foarte importantă pentru partea noastră de țară. Pentru că vedem ce se întâmplă în alte zone ale țării unde credincioșii nu au chiar așa multă răbdare. Nu au foarte multă răbdare și aici, dacă ar fi să facem o paranteză, mi se pare de-a dreptul penibile, mă rog, acele înghesuieli duse uneori până la probleme, nu știu, la Sfintele Moaște, când se înghesuie acolo, nu știu, parcă ar merge într-un magazin când sunt reduceri, că numai acolo mai vezi așa înghesuieli. Dar este timp pentru toți. Toți pot să ajungă la timpul lor să sărute Sfintele Moaște și nu trebuie transformat acea sărbătoare a cinstirii moaștelor într-o înghesuială, într-o îmbulzială. Până la urmă se pierde tot spiritul sărbătorii, dacă vezi că se împing și se înjură acolo mergând. Dar înainte de a continua discuția, o să facem o scurtă trecere în revistă, așa cum v-am obișnuit, stimate spectatori, a titlurilor din ziare. Bineînțeles, o să le discutăm cu invitatul nostru pe cele care sunt oarecum în domeniu. Iată, în Gazeta de Nord-Vest, deschiderea ziarului, atât editorialul Voicu de Rusu a
a subliniat oarecum și am să-l citesc că întreaga noastră viață, mai cu seamă cea spirituală, se rează-mă pe adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar noi suntem răscumpărați și mântuiți prin moartea și învierea Lui. Foarte frumoasă afirmație. Într-adevăr, învierea Domnului reprezintă temelia credinței noastre. Cât de frumos spune Sfântul Apostol Pavel: dacă Hristos ne-a înviat, zadarnic este atunci credința noastră, zadarnic este și propovăduirea noastră. De fapt, tot creștinismul, să spunem, se bazează pe înviere. Da, pentru că răstignirea reprezintă momentul supremei iubiri a lui Dumnezeu față de om. Iar învierea este minunea prin excelență. Prin răstignire, prin moarte, prin înviere, Domnul aduce biruința vieții asupra morții, aduce biruința asupra păcatului, aduce biruința asupra diavolului. De aceea este așa de important învierea. Și totodată învierea, ca să continu ce a spus domnul Voicu de Rusu, un om deosebit, învierea de altfel este cea care ne arată că există o viață după moarte. Ne arată învierea că noi trebuie să credem cu fermitate în viața de dincolo de moarte. Viața omului nu se rezumă doar la câțiva ani petrecuți pe pământ. Deci cât o trecere vremelnică care până la urmă... Învierea Domnului ne arată că moartea de fapt este o trecere. Este o trecere din viața pământească în viața cerească. Din biserica luptătoare de pe pământ în biserica triumfătoare din cer. Dintr-un mod de existență în alt mod de existență. Dacă nu credem în această existență a vieții de după moarte, însăși credința noastră în Dumnezeu nu are valoare. Și de ce? Nu am fost creați doar pentru timp, ci pentru veșnicie, pentru o veșnicie fericită. Iar Hristos, înviind din morți, a deschis raiul, porțile raiului, perioada exilului se încheie și pomul vieții își dă iarăși rodul. De ce se încheie? Pentru că a fost început această perioadă în clipa în care Adam și Eva au căzut în păcatul strămoșesc al neascultării și au fost alungați din rai, din grădina Edenului. Atunci Edenul s-a închis, raiul s-a închis, iar omul a început să umble rătăcit. Dumnezeu nu l-a părăsit pe om, ci a fost lângă el și în această perioadă de rătăcire și l-a susținut, l-a încurajat. I-a dat mereu făgăduințe că va veni un Mântuitor, Hristos, care să îl salveze din această robie a păcatului, a diavolului și a morții. Însă, cu toate că omul aștepta un Mântuitor, când vine Hristos și face atâtea minuni, totuși am văzut că acel popor contemporan Mântuitorului l-a privit și cu răceală și l-a primit și cu multe întrebări. Poate că ei așteptau un Mesia războinic, care să-i conducă pe iudei prin sânge, prin luptă, la victorie. Știm că erau ocupați de romani și abia așteptau să se libereze de jugul roman. Și poate că așteptau un Mesia nu doar care să întemeieze o împărăție spirituală, ci care să întemeieze o împărăție prin luptă, o împărăție terestră, pământească, să-i înroleze pe toți. Să-i înroleze pe toți într-o luptă sângeroasă împotriva stăpânirii romane. De aceea Iisus a fost privit cu reticență de către iudei și chiar a ajuns să fie condamnat la moarte. De fapt însă Hristos a venit pe pământ pentru a se jertfi. S-a întrupat din iubire pentru noi și moare din iubire pentru noi. Dacă omul a căzut în păcat, era nevoie de o jertfă supremă pentru ca acest păcat să fie răscumpărat. Da, continuăm cu câteva titluri pe care dumneavoastră le-ați citit cu siguranță din ziarele locale. Iată, Biserici arhipline de înviere, un titlu din Gazeta de Nord-Vest, care se contrazice oarecum cu colegii din Informația Zilei, care spun că mai puțină lume ca înalți la... ca în alți ani la slujbele de înviere. Până la urmă, nu știu care... Eu aici vreau să fac o remarcă. La biserica noastră, nu mă refer la noi, nu mă refer la alte biserici, la biserica noastră au fost mai mulți credincioși ca și anul trecut. Și a fost nu doar constatarea mea, ci și constatarea curatorilor care au fost alături de mine la fiecare pas făcut în noaptea de înviere. Da, și ei deja pot aprecia. Exact. Și biserica a fost arhiplină, într-adevăr. Se poate vedea că s-a transmis în direct de Nord-Vest TV. Da. Se poate vedea și transmisiunea. Dar și cei care au fost la fața locului au văzut acest lucru. Și ce m-a încântat pe mine a fost faptul că biserica a fost plină de tineri, domnul Victor. E important acest și copii, lucru. Și copii ținuți în brațe, copii foarte mici, copii de grădiniță, au stat cu răbdare până când am terminat slujba învierii și până când am sfințit coșurile. Am înconjurat biserica de trei ori,
cântând, iar credincioșii au fost lângă noi, în urma noastră, cântând împreună cu noi. A fost cu adevărat o atmosferă aliasă. Deși a fost noapte, am simțit o lumină teribilă. Am primit și în acest an Lumina Sfântă de la Ierusalim. Vom vorbi mai târziu despre acest lucru, bănuiesc. Da, a venit cu avionul, a dus-o la rândul ei cu avionul la București. Așadar, din punctul de vedere a catedralei, adormirea Maicii Domnului, a fost lume mai multă. Mai multă, mult mai multă decât anul trecut. Poate că au fost și ani. Biserici unde a fost lume mai puțină. Acum nu se știe foarte exact cauzele. La noi, la biserica noastră, am precizat acest aspect. Da, poate că au fost și de aceea, iată, sunt oarecum contradictorii aceste titluri. Da, și tradiția stropitului păstrată cu greu la sat, pierdută la oraș. Asta vorbeam de tradiții și părintele paroh Cristian Boloș sublinea cât de important e să vină copiii, să vină tinerii la aceste slujbe de înviere, pentru că numai așa se poate păstra această tradiție. Și iată cum alte tradiții se pierd, acum nu știu cât sunt ele de importante din punct de vedere religios, spun această tradiție de Paște cu stropitul, nu știu cât e de relevantă, dar orice tradiție, cât o fie de mică, eu zic că e păcat să se piardă. Da, e ceva care îți dă o identitate până la urma unei zone. E o tradiție. Și ouăle roșii și Pasca, toate sunt tradiții care trebuie păstrate și perpetuate cu sfințenie. Perpetuate. E o tradiție, de exemplu, asta cu stropitul specifică zonei noastre, pentru că se pare că provine de la catolici. De la maghiari, de la germani. De la maghiari, de la germani, dar tocmai asta dă identitatea zonei noastre. Și să știți că de multe ori cei din București sau din alte părți chiar erau cum invidioși pe această tradiție. Mă, la noi nu se merge. Și zicem, cum e la voi? Păi uite, mergi cu sticluța de parfum, vorba aia, cea mai ieftină investiție. Cu o sticluță de parfum mănânci și bei toată ziua. Mergi pe la rude, pe la cunoștințe, ai, până la urmă e un prilej de revedere cu cei dragi. La noi, la români, se obișnuiește să se stropească între naș și fin. Se stropesc reciproc. Nașii pe fine, iar finii pe nașe. Ați fost la fin? Da, am fost. Dacă ai foarte mulți fin sau foarte mult nașii, e cam greu. Am fost. Am fost, da. Da, e păcat. Orice tradiție este bine să fie păstrată. Până la urmă, repet, dă identitatea locului, identitatea zonei noastre și e păcat să se piardă. Cum tradițiile care există deja trebuie perpetuate și aici chiar este îmbucurător faptul că noaptea de înviere au fost tineri și copii. Da, e un lucru care oarecum ne dă certitudinea, siguranța și speranța că și peste ani, peste zeci de ani, bisericile vor fi pline în noaptea. Pentru că sunt biserici noi construite recent, care trebuie să fie pline și pe viitor. Și poate acesta este și un motiv în care nu sunt atâția oameni în anumite biserici, că fiind mai multe, bineînțeles, ei se disipează. Normal, se mi se pare și corect, foarte bine ați remarcat dumneavoastră. Sunt multe biserici, atunci oamenii se împart fiecare la biserica de care se simte legat sau la biserica parohiei. Exact. Nu putem compara, de exemplu, cu vremurile lui Ceaușescu, când într-adevăr era arhiplin, pentru că atunci erau doar câteva biserici și atunci toată lumea era catedrala, era prima biserică ortodoxă din satul mare, construită biserică de zid. Și mult timp a rămas aceeași. Și vă dați seama că și acum multă lume e legată de biserica Adormirea Maicii Domnului și am remarcat mulți credincioși din toate părțile orașului, ale județului, alături de oficialități. Au fost prezenți cu toții la biserică și au luat din Lumina Sfântă, dar cum am spus înainte, nu doar lumina aceea fizică, ci au primit cu conștiinciozitate, cu frică și cu cutremur, dar și cu multă dragoste, lumina învierii. Pentru că prin acea lumină, oamenii l-au primit de fapt pe Hristos, care este lumina lumii. Lumina lumânării, asta de fapt și simbolizează, lumina lui Hristos. De aceea e bine să se știe că atunci când aprindem lumânări, nu le aprindem doar de dragul de a le aprinde, de a face o flacără sau de a face un foc undeva, ci este lumina lui Hristos care ne călăuzește în această viață. Hristos este și lumină, este și cale, este și țel. Și El este și călăuză pe această cale a luminii spre a ne contopi în lumină în viața de după moarte. Este o teologie, vedeți, în această lumină. Da. Și pentru cei morți aprinde lumânări, pentru ca aceste lumânări să lumineze sufletele în viața de dincolo. Și la capătul muribunzilor să aprind lumânări.
pentru da, ca lumina lumânării iar cei care, mă rog, se întorc, calea. Se întorc din, așa, sunt între viață și moarte, moarte clinică și așa mai departe, foarte mulți își amintesc de o lumină care da, o da, vedeau da, în da. Momentul în care, mă rog, erau poate mai mult dincolo decât dincoace. Tot în informația zilei, iată, brutarii sătmăreni nu vor majora prețurile până la vară. Acum o să trăiască să punem și în rugăciuni, dă-ne mai ieftin pâinea cea de, toate de toate zilele. Până la urmă, sigur că da, pâinea este pozitiv, un aliment, un e un lucru pozitiv și să sperăm că așa va rămâne. Până la urmă este un aliment de care nu putem duce lipsă. Și ceea ce vorbeam în a doua zi de Paști, tineri și vârstnici merg la stopit, fetele și femeile, repet, un obicei care ar fi păcat să... Dar e și frumos obiceiul acesta, e un semn de respect obicei, față de un Doamne. Un semn de respect, e un, da. Iarăși o posibilitate. Este ca și de... un nou 8 martie, nu? Pentru că e un respect față de Doamne, față de domnișoare, față de soții, față de credincioase. Și ele se simt oarecum prețuite prin acest gest, prin această tradiție a stropitului. Editorialul semnat Dumitru Păcuraru, armistițiu de Paște, vorbește de politicieni, măcar de Paști. Au avut și ei bunul simț, că în rest e circotecă tot timpul. Domnul Victor, Hristos înviat este împăratul păcii. Da. Bine ar fi dacă această pace adusă de Hristos cel înviat să rămână între oameni. Bine, fie politicieni, fie... Nu, că nu o să țină mult pe politicieni, dar măcar, Doamne ajută, că măcar de Paști sau... Totuși în satul mare e pace. Da, în satul mare, pace. Da. Și e... să dăm slavă Domnului că e pace. Da, eu vorbesc de circoteca da. De la București, ce fac ei pe acolo și, bineînțeles, e an electoral și va fi complicat. Da. Cam acestea au fost titlurile pe care dumneavoastră cu siguranță le-aș citit. De asemenea, rămâneți pe portaluri, portaluri care au titluri interesante. Portal SMS, sătmăreanu.net, Satul Mare Online și Vocea Transilvaniei, Vocea Transilvaniei cu titluri foarte interesante și astăzi puteți intra chiar acum să le vedeți. Noi revenim la discuția noastră și vreau să întreb în primul rând ziua de azi. Ziua de azi este tot sărbătoare, tot sărbătoare. Și ce a reprezintă? De fapt este a treia zi de, a treia zi de, Paști. De Paște. Pentru că sărbătoarea Paștilor ține trei zile. Prima zi de Paști care este duminica, a doua zi de Paști luni și a treia zi de Paști este marți. În calendar, pentru fiecare zi, apare aceeași denumire, Sfintele Paști, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Această cifră de trei este și simbolică, am putea spune. Trei reprezintă Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Sunt trei zile care formează o singură sărbătoare, adică Dumnezeu. Dumnezeu este unul în ființă, dar întreit în persoane. De aceea și când se face Sfânta Cruce, se împreunează trei degete. Sunt trei diferite, dar împreunate formează unul singur. Sfânta Treime, trei persoane, dar de fapt un singur Dumnezeu. Deci astăzi este tot Paște, practic. Tot, exact. Este tot sărbătoarea Paștelui. Sărbătoarea Paștelui. Dată, aici sigur că da, au fost multe controverse. Iată cum au căzut împreună Paștele. Știți că datele Paștelor, spre deosebire de data Crăciunului, sunt diferite, sunt calculate după calendar, de unde vine și diferența de câteodată nu cad împreună Paștele, dar până la urmă nu ar trebui să fie o dată fixă și la Paște, dacă data nașterii Domnului e una fixă. Bine ar fi să fie o dată fixă și bine ar fi ca mai mari biserici să se pună de acord. De acord cu... Biserica Ortodoxă cu Biserica Romano-Catolică să se pună de acord să sărbăm Paștele deodată. Pentru că ați văzut și în acest an ce mare bucurie a fost pentru toți creștinii. Da, mai ales în satul mare, cum suntem aici. O zonă cosmopolită, multiculturală, multireligioasă și atunci oamenii se bucură când pot sărba deodată Paștele. Acum când e o diferență mai mică, mai merge. Dacă nu este o diferență de câteva săptămâni, chiar o lună, vă dați seama că chiar o lună nu prea dă bine. Da. Da, și vedeți, acum toți au fost liberi de sărbători, instituțiile au fost înțelegătoare, i-au lăsat pe oameni să se bucure de sărbători și oamenii ei înșiși au simțit că este Duhul sărbătorii asupra lor. Pentru că toți, indiferent că au fost catolici, ortodoxi, au sărbat deodată învierea Domnului. Și așa simt mai intens faptul că au un Tată comun pe Dumnezeu.
De fapt, așa și este. Toți suntem frați între noi. Suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă spunem Tatăl nostru, atunci normal că suntem copiii lui Dumnezeu, fiind toți copiii lui, suntem și frați între noi. Da. Și bine ar fi, într-adevăr, cum am spus, ca să se uniformizeze această dată și să se mai cedeze și să fie bine ca să sărbăm cu toții. Pentru că acum va fi sanctificat Papa Paul al II-lea. Pare mi se că el a avut o tentativă destul de apropiată de finalizare pentru a unifica... A fost un papa deschis spre ortodoxie. A fost un papa deschis, dovadă vizita s-a făcut în România, o țară majoritar ortodoxă. Da. A fost bine primit de Patriarhul Teoctist, de toate bisericile, de toate cultele. Toți s-au unit și l-au primit pe papa așa cum se cuvine, ca pe un mare om, că de fapt așa și este și a fost un mare om și a rămas și va rămâne mereu în istoria omenirii ca un om pacificator. Un om pacificator? Un om care a vrut să facă pace și care și-a dorit cu din adinsul să aducă pace între biserici. Și era unul dintre cei care promova această unificare. Vedeți, acum, bine, lăsând la o parte bucuria și Patriarhul Teoctist. Și Patriarhul Teoctist a fost pe aceeași lungime de undă. Da. Și, din păcate, amândoi au trecut la cele veșnice, dar și Patriarhul Daniel ar fi deschis cu siguranță dacă ar avea pe cineva cu care să discute. Și sperăm că se va relua această... Acest dialog interconfesional. Lăsând la o parte faptul că, sigur, că da, e bine să sărbătorești, să ai două sărbători, pentru că aici, fiind un oraș mixt, te bucuri și de un Paște și de celălalt, ai o rudă, un prieten și poți sărbători, practic ai două sărbători, dar lăsând deoparte această, să zic, acest avantaj, totuși ar fi, așa cum spunea și părintele paroh Cristian Boloș, totuși ar fi oarecum o sărbătoare mai intensă, mai concentrată și cu de mai mare amploare dacă ar fi deodată. Știți cum e că așa cum la Paște, vedeți că Lumina Sfântă s-a pogorât din nou la Ierusalim și se pogoară în fiecare an. Și atunci, normal că și partea ortodoxă ține să se serveze Paște de atunci când are prin tradiție data stabilită pentru Paști. Biserica Romano-Catolică și dânsa dorește să sărbătorească Paștele când are stabilit acest program. Și, dar totuși, eu zic că prin dialog, prin multă perseverență, prin multă înțelepciune de la Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu, prin darul Duhului Sfânt, se poate ajunge la o înțelegere. Este o dovadă și aceasta că Lumina Sfântă se pogoară acum la Paștile Bisericii Ortodoxe. Este o dovadă și aceasta a divinității creștinismului. Ați avut ocazia să participați vreodată la o înviere în Ierusalim? Nu, n-am participat, dar foarte mulți credincioși pleacă de la noi, din satul mare acolo și din biserica noastră. Și înainte de a pleca, vin și cer binecuvântare de la noi, de la preoți. Și apoi când se întorc, când ne aduc o amintire, un suvenir, câteva lumânări aprinse acolo la locul pogorării Luminii Sfinte. Și ne povestesc cum este și cu câte emoții au trăit acel moment, cum se pogoară acea lumină care este imaterială, cum pătrunde prin zid, cum aprinde vata, cum aprinde lumânările, acea lumină este ceva ce nu poate fi exprimat prin cuvinte. Patriarhul intră acolo, dar fără să aibă nimic la el, este cercetat. Ne spun credincioși, este cercetat. Să aibă brichete, chibrite. E acolo poliția, e cercetat de poliție, nu cumva să aibă asupra lui brichete, chibrituri, să n-aibă ceva sursă de aprindere, de foc. Și cu toate acestea, fără să aibă o sursă, lumina se pogoară în fiecare an. Mă poate diferă, ora diferă, minutele, dar se pogoară și se aprind luminile care sunt acolo. Chiar ne spun și în primele momente, acea lumină nu arde. Poți să pui, în sensul că nu te arde la mână, poți să pui degetele pe lumină că nu te arde. Da. Numai după un timp capătă proprietăți de foc. Este, cum v-am spus, ceva imaterial, ceva ce depășește puterea de înțelegere a omului. Este o minune, un miracol. Un miracol care se întâmplă an de an și așa ceva cum... vizibil. Ceva vizibil. Da. Așa cum spuneam puțin mai devreme, acea lumină a fost adusă și aici la satul mare. Da. Colegul meu din adunarea eparhială, domnul Mircea Lețiu, s-a ocupat și în acest an de Lumina Sfântă, în sensul că știți că dânsul este binefăcătorul care face posibilă aducerea Luminii Sfinte. De câțiva ani, El, pe cheltuiala lui, plătește avionul care se vine de la București, se duce personal. Anul acesta a fost, am înțeles, și domnul Ștefan, această delegație, și Mircea Lețiu, și părintele Valianu de la biserica de la Podugolescu.
Important este că se aduce lumina. Nu cine merge după ea, ci că este adusă această lumină. Este adusă în satul mare. Cred că, adică nu sunt foarte multe orașe care beneficiază. Nu. Păi Mircea Leții o aduce pentru satul mare, pentru Baia Mare, pentru Cluj și de aici, din orașe, se răspândește în județe. În județe. Știți, la aeroport au fost mai mulți preoți, curatori, reprezentanți care au luat lumina sfântă și au dus-o mai departe. Din partea bisericii noastre a fost un curator, un profesor bun din satul mare, George Horia, care s-a dus la aeroport, a stat ore întregi acolo și a așteptat avionul să vină, că a întârziat, și a adus lumina sfântă în biserica noastră înainte de a începe slujba învierii. Și a venit în biserică printre credincioși și toată lumea a putut sesiza faptul că a adus lumina sfântă de la Ierusalim. Aici mai este o întrebare legată de slujba de înviere. În Biserica Ortodoxă sunt locuri în care această slujbă de înviere are loc la miezul nopții. În alte locuri, în special la țară, avem anumite zone în care această slujbă are loc dimineața a doua zi. Aici care e până la urmă? Și aici bine ar fi să se facă uniformizare. Vedeți că e nevoie de uniformizare la toate nivelele. Da, și eu zic la fel. Acum la țară sunt diferite tradiții. Fiecare parohie face slujba învierii când și-au stabilit ei de-a lungul timpului. Dar preotul cu curatorii, cu consilierii parohiali și cu credincioșii împreună pot lua o decizie de a schimba această oră și să o aducă la miezul nopții. Și să fie la ora 12 noaptea, cum se face pentru că și în oraș. E normal, așa este normal. Să fie la miezul nopții și de acolo, cum am spus, deși este întuneric, să se lumineze totul prin lumina învierii. Acum, iarăși sunt zone în care se face slujba învierii la miezul nopții, la ora 12, se sfințesc coșurile și apoi se face Sfânta Liturghie dimineața, duminică, la ora 10. În alte părți sau parohii se face liturghia chiar noaptea, după slujba învierii. Numai că și aici sunt unele discuții, că unii n-au răbdare să stea atâta timp la biserică, dar și aici se poate ajunge la un consens până la urmă. Vedeți că și Preasfințitul Iustin a făcut Sfânta Liturghie arhierească a învierii, chiar în noaptea învierii, după slujba învierii, la Catedrala din Baia Mare. Deci se poate face. Și în satul mare s-au făcut la biserica de la Podogolescu, am înțeles, la biserica din 17, la Bunavestire. Deci se poate face. Numai că trebuie lucrată cu credincioșii ca să înțeleagă acest lucru, că trebuie să stea mai mult atunci la biserică. Și întrucât se face liturghia noapte, atunci în ziua de Paști, în prima zi a învierii, nu se mai face liturghia, ci se face vecernia sau a doua înviere, cum se numește, la ora 12 ziua, la miezul zilei. Da, la miezul, la miezul nopții se face învierea, slujba învierii și liturghia, și la miezul zilei se face a doua înviere sau vecernia. Noi, acelea catedrală, am făcut, cum se făcea prin tradiție, la 12 noaptea slujba învierii, la 1 și un sfert am fost gata cu rânduiala, cu înconjuratul bisericii și la 1 jumate am fost gata cu sfințirea coșurilor. După care credincioșii au plecat acasă și au gustat din bucatele sfințite. Dar nici aceasta nu e bine să se lălăie prea mult, pentru că... Aici e problema, aici e problema, că nu au răbdare. Sunt mai bine și copiii. Și copiii, da, copiii, da, sigur, da, nu mai au atâta răbdare. Da. Sau sunt oameni care abia așteaptă, mai ales eu mă gândesc la cei care țin postul oarecum strict. Și să știți că îl țin foarte mult. Eu acum, spovedind atâta lume în săptămâna mare, că vorbeam la început de săptămâna patimilor, am constatat cu satisfacție, cu bucurie, că foarte mulți au ținut tot postul, domnul Victor. Tot postul. Tot postul. Și tineri, ce nu e studenți, ușor. Studenți care sunt la facultate. Vă și mi-e închipui cam cum stau ei cu ochii pe coșurile alea. Da, da, da. Abia așteaptă să mănânce ceva sfințit. Da. Și noi am făcut liturghia, Sfânta Liturghie, în ziua de Paști, la ora 10. Biserica a fost iarăși arhiplină, a fost o bucurie pentru noi. Aci la noi credincioșii așa știu. Așa știu că se face la 12 noaptea învierea și la ora 10 se face Sfânta Liturghie. Și atunci am păstrat această tradiție, bineînțeles, fără a ne consulta cu oamenii, cu curatorii și cu oamenii. Am făcut ședințe, ne-am înțeles și dorind dânsii să facem așa, am făcut cum au dorit dânsii. N-am schimbat rânduiala, deși ni s-a sugerat să o schimbăm și am fi vrut oarecum să o schimbăm, că ni s-a sugerat să o schimbăm de către episcopie și protopopiat, dar totuși deocamdată n-am vrut să... Pentru cine e obișnuit cu această oră, ar fi puțin straniu să meargă la altă oră sau să meargă dimineața. Dar la țară, vedeți, la țară, acolo iarăși... Bun, dar și ei sunt obișnuiți, practic. Dimineața. Și acolo... Și acolo, în multe zone, dimineața sfințe și coșurile.
Da. Știți, dimineața se sfințesc și coșurile. Da, da, da. Sunt zone în care se sfințesc tot dimineața și coșurile. Oamenii de la țară, probabil, sigur că da, pentru ei poate e puțin mai greu să stea, mai ales cei mai în vârstă, până la miezul nopții. Da. Și... Că vorbeați de tradiții, mi-aduc aminte acum de ouăle roșii, de modul în care se ciocnesc ouăle roșii. Până la urmă, ouăle roșii semnifică sângele Mântuitorului care a căzut pe, în acel coș cu ouă, în timp ce era Mântuitorul răstignit pe cruce. Și atunci... Sângele înseamnă, de fapt, viață. Am o întrebare, totuși, că noi câteodată în dorința de a fi mai extravagant și acele ouă roșii, de ce nu sunt ouă roșii? Că noi avem acum și galbene, și albastre, și verzi, și cu verzi. Modele, și fără și modele, tricolor, și cu alții bilde, da. Și pictate, și nepictate... Și încondeiate și... Da. Până la urmă... Acolo este o manifestare a artei, zic eu. Da, acolo, aia și de alea încondeiate, vorbim din Bucovina, da. Sigur că da, e o manifestare a artei și... Amesteșugul, în schimb, aici să le tot facem de toate culorile, mi se pare puțin... Dar nici nu ține de tradiție, nu ține de tradiție, sigur că nu. Eu cred că... Dacă roșii, roșii, adică... Pentru a fi pe placul copiilor. Cred că mamele, gospodinele, vopsesc ouăle în alte culori, ca să fie pe placul copiilor, să fie mai atractive pentru copii, dar ouăle roșii... Și se ciocnesc după următorul algoritm, zic eu. Chiar în prima zi de Paște și noaptea învierii se ciocnesc numai cap în cap. Da. Și se spune Hristos a înviat, răspunzându-se adevărat a înviat. Da. Cel care are oul mai tare și rămâne intact, se spune că este mai puternic. Și preia oul celui care a avut neplăcerea să-i se spargă, oul. Da. Iar în a doua zi se ciocnesc ouăle și cap în coadă, iar în a treia zi se pot ciocni oricum și lateral. Deci astăzi, stimați telespectatori, astăzi puteți să oricum. Le ciocniți oricum, este oricum. A treia zi de Paște. O să luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni, așa cum v-am promis, în partea a doua. Dacă aveți intervenții legate de subiectul pe care îl discutăm, vorbim despre Paște și despre faptul că iată suntem într-o zi de sărbătoare și astăzi face parte din Sfintele Paște și această zi a treia. Și o să vorbim, bineînțeles, și despre alte sărbători care urmează, că mâine toți cei care se numesc Gheorghe o să poată fi fericiți și să sărbătorească onomastica. O să vorbim și despre aceste lucruri și așteptăm, bineînțeles, și intervențiile dumneavoastră. Publicitate, revenim. Ca să subliniez. Da. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Așteptăm telefoanele dumneavoastră din acest moment. Puteți să ne sunați pe această temă. Vorbim despre Paște, suntem în a treia zi de Paște, dar e tot sărbătoare, adică practic, așa cum spunea preotul paroh Cristian Boloș, a treia zi de Paște este tot Paștele, toate cele trei zile sunt considerate una... Și închinate învierii Domnului Iisus Hristos. Și închinate învierii. Sigur că da, acum e plin de bucate, mesele sunt îmbelșugate. Iată, spune părintele că au fost mulți care au ținut postul așa cum trebuia sau, mă rog, după toate regulile, acum au posibilitatea să recupereze, să zic așa. Și tot cum spuneam înainte de pauza publicitară, iată că ne așteaptă o altă sărbătoare, mâine Sfântul Gheorghe. Da, o mare sărbătoare a creștinătății. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Însă mai întâi aș vrea să precizez ce a spus și dumneavoastră, că deși sunt foarte multe bucate pregătite acum pentru sărbători, pentru învierea Domnului, pentru această săptămână luminată care urmează după învierea Domnului, totuși nu trebuie să confundăm spiritul sărbătorii, să nu confundăm mesajul învierii cu această mâncare abundentă. Pentru că Hristos cel înviat ne aduce mesajul cumpătării, al limitei. Hristos ne învață că trebuie să fim cumpătați, că orice facem, ori de mâncăm, ori de bem, toate să le facem spre slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să avem o măsură în toate. Dacă această cumpătare ar coordona viața omului,
ar fi cu siguranță omul mai liniștit, mai împăcat sufletește și mai sănătos trupește. Deci nu, să nu ne apucăm să ne îmbuibăm acum, gata, hai să năvălim. Să... Și mi-aduc aminte de o exprimare a lui Seneca. Seneca spunea că mesele numeroase au creat și creează boli numeroase. Așa și este. Pentru că îmbuibarea la rândul ei este un păcat. Când omul mănâncă peste măsură, când bea peste măsură, automat excesul duce la păcat, păcatul duce la boală. Și în final, dacă omul nu se menajează, dacă nu se îndreaptă, dacă nu se corectează, o boală care avansează duce la moarte. Și este mare păcat ca omul să se autodistrugă, mai ales când are la dispoziție toate metodele, toate mijloacele pentru a duce o viață liniștită și cumpătată. Și acum de înviere, chiar dacă sunt toate puse la dispoziție, trebuie să avem foarte mare grijă cât mâncăm și cum mâncăm și ce mâncăm. Pentru că nu fiecare mâncare este foarte sănătoasă. Să avem foarte mare grijă și dacă, repet, dacă respectăm limita, nu avem de ce să ne facem nicio problemă. Da. O să luăm și un telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, sunt Mureșan Elisabeta. Să rămână, doamna Mureșan, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Domnul Victor, vineri am dat eu telefon și nu știu dacă a scris la tombolă sau ceva cadou trebuie să-mi dați. Da, doamna Mureșan, o să aveți un cadou din partea, l-am avut pe Ioan Șofron alături de noi, vestitul pictor, și v-a lăsat o carte semnată de el, așa că vă așteptăm să veniți să o luați. Să rămână. Deci vă așteptăm aici, puteți veni și mâine, și poi mâine, când doriți, puteți veni aici să o luați. Și puteți să-mi scrieți și la tombola acum. Nu, acum nu. Astăzi nu vom face înscrieri, dar puteți să veniți să vă luați, să vă ridicați premiul. Vreau să revin puțin la... Cu îmbuibatul. Există această tendință, acum văzând știrile, și nu uitați, la ora 20 cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV, au ajuns, au fost foarte multe cazuri de indigestie la Spitalul Județean. Deci, iată că unii dintre concetățenii noștri au înțeles, gata, s-a dat drumul, mâncăm acum și bem, derupem. Și au ajuns la spital. Da. Adică de ce să-ți transformi niște frumoase sărbători în necazuri, da, să ajungi pe la spital. Da. Că poți să trăi liniștit, cum am spus înainte. Dacă ai o limită, dacă nu depășești limita, orice este îngăduit. Dar nu toate sunt de folos, domnul Victor. Orice este îngăduit, dar nu totul este de folos. De aceea noi avem posibilitatea de a discerne, de a vedea ce este bine și ce este rău. Noi avem libertate și putem alege binele sau răul. Dar să alegem binele, pentru că și responsabilitatea alegerii nouă ne revine ca și oameni. În legătură cu Sfântul Gheorghe, să nu ne abatem prea mult de la subiect. Da, Sfântul Gheorghe care este mâine, și să știm și noi exact semnificația acestei sărbători. Pentru că sunt Gheorghe, sunt mulți, cu siguranță toți telespectatorii noștri. Și le urăm la mulți ani de pe acum. Da, le urăm de pe acum. Toți telespectatorii noștri cunosc câte un Gheorghe sau au o rudă sau un prieten numit Gheorghe. Și este foarte bine că se serbează Sfântul Gheorghe în săptămâna luminată și chiar dacă este mâine miercuri, totuși este zi de harți. Harți înseamnă că este o zi în care nu se postește. Iată că oamenii pot consuma și mâncăruri deci de dulce. Deci pot sărbători în voie și Sfântul Gheorghe. Pot sărbători în voie, dar, cum am spus înainte, cu mare atenție, cu mare băgare de seamă, pentru că nu toate sunt de folos, vorba Sfântului Apostol Pavel. Și Sfântul Gheorghe a fost un mare mucenic al lui Hristos. El și-a dat viața pentru Hristos, murind în 23 aprilie 303, pe vremea împăratului Diocletian. Știm că Diocletian a fost un mare persecutor al creștinilor, un împărat roman care și-a făcut o țintă a vieții din persecuția creștinilor. Și Sfântul Gheorghe se numește a fi purtător de biruință, pentru că el a purtat biruința asupra tuturor încercărilor prin care a trecut. Pentru că el a fost chiar comandant în oastea împăratului, a fost un mare viteaz, a fost destoinic, cunoscut pentru vitejia sa. Și când a auzit că împăratul Diocletian a dat un edict de persecuție a creștinilor, el însuși cu bărbăție, el este și personificarea bărbăției, el însuși cu bărbăție a venit în fața împăratului și în fața întregii curți imperiale a recunoscut că este creștin și că înțelege să slujească în oastea împăratului, dar ca ucenic al lui Hristos, ca și ostaș al lui Hristos. Adică slujește noastre, dar ca ostaș al lui Hristos. Da, numai puțin am să vă întrerup. Bună seara, cu cine stăm de vorbă?
bună seara, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Gheorghe mă numesc. Aha, la mulți ani, domnul mulți Gheorghe. De pe acum vă spunem la mulți ani. Iată că avem și un telespectator, Gheorghe. Dacă aveți ceva să-i transmiteți invitatului nostru sau vreo întrebare? Doresc să-i doresc în continuare sărbători fericite. Părintele Cristian, cred că după voce nu, dar sunt o cunoștință mai veche, domnul Ghiță, cum ne știm de la biserică. A, deci sunteți la, în parohia domnului Boloș. Nu. Am o fost. În Soarelui, așa-i? În Soarelui, la biserica din Soarelui, da. Am fost acolo 10 ani, la biserica în Soarelui. Din Soarelui, am înțeles. Da. Unde, domnul Gheorghe, ați fost la înviere? Da, am fost. Unde, în Soarelui, da? Da, da. Dumneavoastră ce spuneți? Că aici ne tot puneam întrebări. A fost lume mai multă sau mai puțină ca în alți ani? A fost lume destul de multă. Deci a fost lume, da? Da, da. Că asta spuneam, că poate acum fiind mai multe biserici se mai dispersează și poate nu mai e atâta lume. Domnul Gheorghe, vă dorim la mulți ani încă o dată. La mulți ani și multă sănătate. Și sărbători fericite împreună cu familia. O întrebare, Victor, dacă se poate. Da. Înscrieri pentru tombola de 1 mai când se poate face? De mâine o să începem înscrierile și pentru tombola. Astăzi mai sărbătorim. Și de mâine o să continuăm înscrierile pentru 1 mai, o altă sărbătoare, e drept nu religioasă, dar o sărbătoare care a rămas implementată în mintea românilor, pentru că se făcea destul de multă zarvă pe vremuri de 1 mai. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră pe tema discuțiilor noastre, vorbim de Paște și acum de Gheorghe. Deci, ostașa Domnului a zis că slujește. În urma acestei afirmații, Gheorghe a fost aruncat în închisoare. Împăratul n-a putut tolera acest lucru, chiar i-a pus în vedere. Ori te lepezi de credința în Hristos și rămâi demnitatea pe care o ai în Imperiu, ori intri în închisoare, ești pedepsit și poate chiar omorât. Gheorghe alege calea muceniciei, calea martiriului. De fapt, mucenicul ce este? Omul care își dă viața pentru Hristos, pentru credința în Hristos. Și o dă cu bucurie, nu din constrângere. Alege să moară pentru Hristos. Este vorba despre o libertate spre moarte. Deci omul își manifestă libertatea alegând să moară pentru Hristos. Este mare lucru. Și indiferent de încercările la care este supus, mucenicul nu renunță, ci luptă în continuare primind moartea. Și înainte de a primi moartea, mucenicul îl vede pe Hristos care îl așteaptă și primește cununa muceniciei din partea lui Hristos, cununa biruinței. Este vorba despre biruința asupra încercărilor, biruința asupra morții. Mucenicul știe că prin moarte el nu piere, el nu trece neființă, ci trece în viața veșnică cu Hristos. Mai puțin vă întrerup. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Hristos a înviat, domnul Victor. Adevărat a înviat. Și la domnul Cristian Bolos. Mulțumim. Palasar nu s-a pus, mă numesc domnul Cristian. O, Doamne ajută. Dacă mare, băiatul ăla care ne-am întâlnit la Nicovid. Știu. A ce faceți? Bine sunteți? Bine, mulțumesc. Slavă Domnului. A, deci vă cunoașteți cu domnul părinte? Da. Cum să nu mă cunoaște? Aș vrea o întrebare, domnul Victor. Tombul la care m-am scris să... De data, am un joi sau vineri o fost. Da, în 28 aprilie va avea loc extragerea. Lunea viitoare. Luna viitoare? Da, vreau să vă întreb dacă ați fost la înviere. Am fost. Unde? La care biserică? La catedrală. La catedrală, am înțeles. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Atunci nu vă mai întrebăm, pentru că ne-a confirmat și am văzut și în toate imaginile că la catedrală a fost lume multă, deci poate putem spune chiar mai multă decât în alți ani. Mult mai multă. Mult. Deci a fost lume multă. Motiv de bucurie pentru toată lumea. Revenim puțin la Sfântul Gheorghe. De ce el este ilustrat în icoane, în picturi, ca luptând cu balaurul? Este o semnificație, să zic așa? Are o semnificație, da. Există o legendă, a putea spune, dar care nu este legendă, pentru că este realitate. S-a întâmplat în realitate acel fapt, numai că oamenii au transformat în legendă această întâmplare cu Sfântul Gheorghe. Și de ce se spune că în părțile Siriei era o fiară foarte mare, un balaur, care ucidea tot ce întâlnea în cale.
inclusiv se hrănea cu carne de om. Și atunci ce-a hotărât locuitorii orașului din vecinătatea Balaurului, au făcut un sfat și s-au înțeles între ei, pare o poveste, dar este chiar realitate. S-au hotărât între ei ca să dea pe rând din fiecare familie câte un om spre un fel de sacrificiu, pentru ca Balaurul să-i nască în pace. Că uneori nu avea nevoie chiar în fiecare zi Balaurul de jertfă umană, de carne de om, ci dădeau câte un om și atunci îi lăsa în pace o perioadă de timp. A venit și rândul conducătorului cetății, rândul împăratului, să jertfească pe cineva din familia sa și a trimis-o pe fica lui să fie devorată de acel Balaur, de acea fiară. Și în timp ce stătea fiica împăratului plângând pe malul unei ape, apare Sfântul Gheorghe călare pe un cal alb și cu o suliță în mână. Că așa îl vedem în icoane, da, cu suliță în mână. Cu suliță și îi spune fetei, nu plânge, fică, pentru că eu în numele lui Hristos te voi izbăvi de acest balaur. Și îndată apare și balaurul. Sfântul Gheorghe își face semnul Sfintei Cruci și pornește la luptă. Luptă cu balaurul și îi înfinge acea suriță în inimă, ucigându-l. După care ia balaurul și îl duce în cetate, unde erau toți oamenii adunați. Toți erau mirați, văzând că balaurul a fost ucis. Și atunci Sfântul Gheorghe le spune că l-a răpus pe balaur prin puterea lui Dumnezeu și că orice este cu putință pentru om prin puterea lui Dumnezeu, dacă crede în Dumnezeu și dacă se încrede în Dumnezeu. Și atunci a îndemnat pe oameni să se boteze numele Sfintei Treimi, ceea ce s-a și întâmplat. Aceasta este semnificația acelei icoane în care Sfântul Gheorghe ucide balaurul. Dar are și un mesaj această icoană, pentru că prin credința în Dumnezeu se poate învinge puterea răului. Balaurul reprezintă răul, Sfântul Gheorghe reprezintă binele. Dar Sfântul Gheorghe nu lucrează doar prin sine. Vedem că își face semnul Sfintei Cruci, spune numele Domnului te voi izbăvi de balaur, ceea ce înseamnă că omul, prin puterea lui Dumnezeu, prin credința în Dumnezeu, poate birui răul. Dacă omul dă voință și credință, primește de la Dumnezeu ajutor și putere. Și poate fi fiecare om un purtător de biruință asupra Sfântului, asemenea Sfântului Gheorghe. De aceea și când oamenii sunt în probleme, au necazuri, greutăți, obișnuiesc să citească acatistul Sfântului Gheorghe pentru a purta biruința asupra greutăților cu care se confruntă în viață. Și revenind la Sfântul Gheorghe, după ce a fost întemnițat, a fost supus la multe chinuri. A fost împuns cu sulița, a fost bătut la tălpi, i s-au pus lespezi de piatră pe piept, a fost chinuit la roată, a fost pus în groapa cu var, dar pe toate le-a învins cu multă bărbăție, cu mult curaj. Și de fiecare dată se refăcea. Dumnezeu îi dădea putere de a se întări și de a deveni tot mai puternic. Văzând acest lucru, mulți oameni din jur s-au botezat în numele Sfintei Treimi, devenind creștini. Mulți păgâni au devenit creștini, văzând modul în care Sfântul Gheorghe rezistă cu fermitate încercărilor. Împăratul se întețește în mânia sa și îi propune lui Gheorghe să ocupe funcții și mai înalte în Imperiu, dar să se lepede de credința în Hristos. Gheorghe pune mai presus credința în Domnul decât orice mărire omenească, decât orice demnitate, orice funcție. Și atunci deci foarte multe simboluri, să fie foarte ucis. Multe simboluri. Foarte multe simboluri implică viața Sfântului Gheorghe. Fiecare etapă a lui implică ceva. Și am putea spune că viața lui trebuie să fie într-o permanentă actualitate pentru noi cei de astăzi. Dacă am încercat să imităm și noi virtuțile Sfântului Gheorghe, statornicia în bine, lupta pentru adevăr, lupta pentru dreptate, bărbăția, curajul, am fi altfel de oameni. Ne-am schimbat și noi mentalitatea în bine. Deci este un... Am avea un model. Am avea o ținută verticală în raport cu Dumnezeu și cu semenii. Asta zic eu că ar trebui să constituie preocuparea omului. Să aibă o ținută verticală în raport cu sine însuși, cu Dumnezeu și cu semenii. Vedem că și lumânarea aprinsă, vorbeam de lumânare înainte, flacra lumânării, oricum mai ține lumânarea, ea tot în sus tinde. Da. La fel ar trebui să fim și să, noi, mereu să fim conectați la Dumnezeu. Nu ați putea, domnule Cristian Boloș, să mai mergeți și pe la și prin parlament și pe la politicienii noștri și să le spuneți asta, că să fie
să încerce să fie vertical, ca ai noștri. Aici în satul mare avem o relație foarte bună cu politicienii. Dar nu vorbesc de satul mare, că din păcate noi satul mare suntem prea mărunți și plătim... Și aici civilizați, suntem civilizați. Da, aici. Dar noi plătim poli, că nu hotărăsc ăștia din satul mare, ăștia nu-i bagă nimeni în seamă pe cei din satul mare, hotărăsc alții pe la București și ea nu mai verticalitate n-au. Că vorbind și de migrațiile din partide și... Aia numai vertical stau. Ban 4 la B, ban 3 la B. Mă rog. Domnul Victor, să schimbăm puțin registrul. Mai avem o sărbătoare importantă. Trebuie să încheiem, da? De aceea să subliniem această... O secundă. Izvorul Tămăduirii, neapărat. Izvorul Tămăduirii, care se servează în Vinerea Luminată. În această săptămână luminată se spune că raiul este deschis. Chiar și ușile Sfântului Altar sunt deschise în această perioadă, până în Duminica Tomii, Duminica de după Paști. Și se spune prin tradiție că dacă cineva moare în această perioadă, sufletul intră direct în rai, iertându-se toate păcatele săvârșite în viața pământească. Este o... Deci asta e semnificația că ușile raiului sunt deschise în această zi. Și o ultimă întrebare, până când se salută Hristos a înviat, adevărat a înviat? Până înălțarea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă... Ispas, la 40 de zile de la înviere. La 40 de zile de înviere. Deci timp de 40 de zile se salută Hristos a înviat, adevărat. Ce frumos salut! Țineți minte, Nietzsche spunea Dumnezeu a murit. Noi ce spunem creștinii? Hristos a înviat. Și răspundem adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Temelia credinței noastre. Mulțumim Domnului foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm pentru că sunt lucruri interesante. Unii oameni nu știu exact semnificația, știu sărbătorile, dar nu știu exact semnificația foarte exact a lor și noi cred că am încercat într-o măsură să-i mai lămurim. Timpul a trecut repede. Foarte repede a trecut timpul. A trecut timpul repede, într-adevăr. Am și depășit cadrul emisiunii. Vorba duce, vedeți. Da. Și cu siguranță mai avem foarte multe lucruri interesante de discutat, așadar vă mai așteptăm. Vă mulțumesc. La voi veni cu mare bucurie. Stimați spectatori, aceasta a fost emisiunea noastră. Nu uitați la ora 20 cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV. O să vedeți niște știri foarte, foarte interesante. Azi cum a ajuns din baie o sătmăreancă direct la Londra și sigur că da, alte știri interesante legate. Dansul la șură, foarte interesantă știrea. O să o vedeți tot azi la ora 20, cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.